După o așteptare de 2 ani, o lună și vreo 2 săptămâni, San Marino a reușit să marcheze din nou un gol. Bun găsit, dragi prieteni, la tradiționala noastră pastiluță de sport, care este mai mititică astăzi, iete atâtica, pentru că și naționala statului San Marino reprezintă o trupă mititică. Aflată în acest moment, la ora la care noi înregistrăm acest material, pe locul 207 în clasamentul FIFA. Cred că este chiar ultimul loc. Dar vorba basmului, numai ce mare bucurie fu în vestiarul celor din San Marino în momentul în care au reușit să marcheze un gol contra Danemarcei în partida de calificare pentru campionatul european de anul viitor. Da, San Marino a mâncat bătaie cu 2-1, Danemarca a reușit să se impună, cum spuneau vechii cronicari, pe final, însă domnul Alessandro Golinucci, în etate de 29 de primăveri, i-a ținut puțin în șac pe danez chiar ceva mai mult, pentru că a marcat un gol în meciul cu Danemarca, după care băieții au revenit și au câștigat. Dar nu despre asta este vorba. Nento Alessandro Golinucci, care are o etate, cum vă spuneam, de 29 de primăveri și care la bază este managerul unei firme care produce perii de curățare pentru toate tipurile de autoturisme, Doamne ferește, nu e bășcălin, a reușit să marcheze primul gol pentru San Marino după așteptare de 2 ani, o lună și vreo 12 zile. Precedenta bucurie se întâmpla în septembrie 2021, deci vă dați seama cât au și ei săracii de când nu au mai marcat o națională mititică. În 2021, San Marino evolua contra Poloniei. Abia îi băteau polonezii cu 7-1, era campania de calificare pentru campionatul mondial de prin 2022, dacă nu mă înșel. Și în momentul acela, Nicola Nani, un băiețan în etate de 23 de primăveri, reușea să marcheze golul acela de 7-1 pentru San Marino în meciul cu Polonia. Din acel moment, deci de acum 2 ani de zile, toamna, nu se mai întâmpla nimic, nu mai reușeau oamenii să mai marcheze, până când venea treaba aceasta. Alessandro Golinucci, 29 de ani, gol în meciul cu Danemarca. A fost bucurie mare, s-au dus la îmbrățișat ăla. El mai are un frate, dar care n-a fost convocat. Tot jucător, că acolo la ei vă dați seama că sunt foarte puțini din care area de selecție mititică. Și el jucător la echipa națională a celor din San Marino, dar care nu a putut, n-a fost convocat pentru acest meci. Acum gândiți-vă, o trupă mică joacă tot timpul în campaniile de calificare, e acolo, stătulețul ăla atâtica, ce bucurie reală trebuie să fie, mai ales că ai marcat contra echipei care în clasamentul FIFA e pe locul 18, dacă nu mă înșel, 17, Danemarca, și e totuși Danemarca. Danezii s-au trezit așa un duș rece și au marcat. Deci între ultimul gol și cel de acum, trecuseră 2 ani, o lună și aproape 2 săptămâni de când nu mai marcaseră. Atunci au terminat cu un golaveraj de 1-46, în campania de calificare în 2022, un gol marcat, ăsta al lui Nicola Nani și 46 de goluri primite. Acum, în acest moment, m-am uitat că golaverajul celor din San Marino arată un gol primit, un gol dat și 26 primite, deci este 1-26, dar ceea ce contează e că oamenii chiar s-au bucurat. Bravo, tată, bravo, San Marino, sperăm să nu așteptăm următorul gol încă tot așa vreo 2 ani. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Toate cele bune. La revedere.